Bună seara, sunt Elena Ciolac și vă prezint emisiunea informativă Evenimentul Zilei. Șomajul, incultura sau corupția? Care sunt cele mai actuale probleme în orașul Soroca și cu ce soluții vin sorocenii în rezolvarea acestora? Urmăriți în reportajul ce urmează. Care sunt cele mai mari probleme ale orașului, cele mai stringente care trebuie rezolvate la moment? Sărășia Parlamentului. Asta și cele mai mari probleme a orașului. Clar că, în primul rând, mai și tineri nu au de lucru. Și dacă ceva iese, e foarte mică zărplata. Știți și drumurile lase de dorit la Soroca. Față de cum erau cândva, parcă îmi pare că licuți s-au mai reparat. Dar cultură și mai mult las. Sunt mulți. Gunoi ăștia. Neautorizat. Și șomajul și lipsa locurilor de lucru. În primul rând, sistemul de epurare. Asta este cel mare pericol. Fiindcă toți beau apa din Nistru. Știm noi ce este asta. Ecologie, probleme legate de mediul ambient. Eu cred că drumurile, lipsa locurilor de muncă, gunoiștile în primul rând și chiar lipsa banilor, problemele financiare. Problema medicinei, прежде всего. Построили поликлинику на Новых Сороках. Пришла, а мы не делаем. Идите в город. Я пенсионерка, почему я должна кататься в город, если я живу на Новых Сороках? Город красивый, но грязный. То есть вот эта проблема, которая именно вот чистота города, что она могла бы дать городу Сорока? Это, во-первых, поток туристов. Раз поток туристов, то значит и, соответственно, инфраструктура у нас бы намного улучшилась. Есть дезастру, это обсервем кящин парк, кошури леди гуной сауфары фун. Конкретно, скорее всего, солюции на эти проблемы? Я уж тею. Уамни с фии мои. Să nu prești, să nu facă gunoi, eu știu. Primărie să facă drumurile. Eu știu, statul, spui. Eu las să gândească parlamentare, nu știu cum. Noi nu suntem în putere să rezolvăm așa probleme. Eu gândesc că în primul și în primul rând depinde oamenii să se stimeze unul pe altul. Făim locuri de lucru, lumea să nu pleci peste hotare, să nu repede copiii singuri. Rezolvarea acestor probleme, în primul rând, să fie mai energie și, cred, consilierii. Să lucreze în Consiliul Orășănesc, de bun acord cu doamna primar, că văd eu că e o femeie de scurcăreață, dar trebuie să vedem și treaba de urmă ei. Cred că s-ar deschide mai multe locuri de muncă, un ajutor din partea altelor țări pentru drumuri. Договориться должны как-то тут же, начальство много в Сороках. Я не понимаю, почему так сделали. Я лишь пропоную вам, прямо в первом ранде, София Боводни, София Кариса, Айба Кришет и... Ну, во-первых, это зависит от культуры людей, это самое главное. То есть вы можете ставить мусорки хоть через каждый месяц, через каждый метр, но если не будет культуры людей, это все будет бесполезно. Да, как се резолвы с Россией парламентной, карис ход с Андреей, се резолвы тот. Republica Moldova tinde de foarte mult timp să intre, adică să se integreze în Uniunea Europeană. O oarecare soluție ar fi ca primarul, ca organele de putere să se preocupe de îngrijirea orașului. Cine sună câștigă. Săptămâna aceasta, în cadrul emisiunii O Melodie pentru Tine, câștigătoarea s-a dovedit a fi o telespectatoare din orașul Soroca, care s-a ales cu un ceas de perete. Emisiunea O Melodie pentru Tine, difuzată zilnic în cadrul postului SOR TV, continuă să premieze cei mai fideli telespectatori. Săptămâna aceasta, ceasul oferit de către magazinul Buna Gospodină a fost câștigat de către o telespectatoare din orașul Soroca. Câteva clipe vom afla cine este acel telespectator. Deci, dragi telespectatori, fiți foarte atenți, în curând cineva va primi un apel de la noi. Așa, și este vorba despre numărul 30106. De multe ori am sunat, dar de acest raz am sunat la întrebarea cine se scoală mai dimineață, mai departe ajunge. Și doresc, cred că la toți ascultătorii SOR TV, ca să formeze numărul 0903456 7 și vor câștiga un premiu mare, ca cum am câștigat eu astăzi. Sunt foarte mulțumit, foarte bucuroasă, fiindcă acest cadou, el e aproape cu ziua mea de naștere.
Emisiunea Melodie pentru tine oferă premii și în continuare. Astfel sunt oferite premii de fidelitate pentru telespectatorii fideli, iar premiul mare săptămâna aceasta este un suport pentru lumânări oferit de magazinul Orhideea. Cei care doresc să intre în posesia acestui cadou trebuie doar să sune și să trimită mesaje cu răspunsuri la întrebarea zilei din cadrul emisiunii. Șanse de câștig are fiecare! Stimați telespectatori, ați urmărit evenimentul zilei pe care îl puteți accesa și pe internet sortv.md. Vă dorim o seară bună alături de SorTV. La revedere!